Bună dimineața sau bună ziua, 10:30. Deci ceva între, da? Nu, hai, bună dimineața și la 10:30, mai ales că este duminică astăzi. Și încă este vară, da, 9 iulie, era să spun iunie, da. A trecut o săptămână de când Ela a plecat la țară, ceea ce înseamnă că mergem să o luăm înapoi. Și a întrebat-o mamaie dacă vrea să stea mai mult și a zis că nu poate pentru că înțelegerea a fost pentru o săptămână. Da. Aștept să vină Dragoș, că el s-a dus până la muncă. Făcut și eu un duș. Mi-am băgat niște spumă, că el a zis în cât timp ești gata. Și eu mă așteptam să vină undeva pe la vreo 12. Și zic, tot m-a pregătit să fac baie, hai că fac un duș, că vreau să fac baie la cap. Și fac că mă întorc, dar mi-am pus puțină spumă, că stătea, bine, nu că acum stă mamă, ceva, adică, dar era, nu. Și să știți că am rochie pe mine, adică, da, este prima rochie pe care o port vara asta, pentru că cald și n-am chef să blugi, că la mine cam asta e alternativa, adică blugi și rochie. Rochie lungă, dale. Sunt atât de albă. Ceva gen, am văzut niște meme ordinale, gen că sunt oameni albi și există Ed Sheeran. Și sunt pe acolo, pe undeva, adică dacă căutați chestia asta, vedeți că de albi e, cam așa sunt și eu. Ceva de genul, poate mai pe picioare. Aici zici că mai cât de cât mai adânc cât de cât. Ca să nu mai zic aici de la tricouri tot timpul sunt roșii, adică uniformizare la mine nu. Mi-am dat cu SPF acum până să mă îmbrac, am zis băi să dea, dar n-am dat pe aici pe la spate. Da. Și nu mi-ajunge părul să-mi țină, dar n-ajung. Adică n-ajung cum trebuie și zic lui Dragoș, deci mi-e un pic așa când înainte să plecăm, dacă nu uit, nu de alta, dar din când în când am mai uitat și mamă ce m-a usturat după aia zona respectivă. Dar, da, deci mergem, stăm puțin tel și ne întoarcem înapoi. Vreau să duc, trebuia să pregătesc boscheții înainte să mă îmbrac. Of, Doamne, nici cafea n-am băut. Cred că de asta stă așa amețită peste tot. Ca la mondinul ăla. Și acum vreo două zile am văzut în pământul ăla niște chestii mici, subțiri, care se mișcau și arătau ca un fel de urechelițe. Și erau mai multe și am încercat să le chilăresc. Am luat o farfecă și băgam pe acolo țac, 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 dar n-a prea funcționat, că se mișcă repede. Și am zis că decât să crească chestiile alea și să vină până casă, mai bine îl duc la țară. Și cu ocazia asta o să duc și ghiveciul cu busuioc și ăla cu mentă și lămâiță, pentru că căldură, soare, chestii, nu știu, le tot au fost ok, dar cumva cred că de la căldură și la asta mi s-o usucă, s-o filesc repede, sunt vai de capul lor, așa că o să le duc mama dacă poate să le salveze bine, dacă nu, nu. Am realizat că, deci mie îmi place să le am, să le văd acolo, dar de folosit nu prea folosesc, adică menta și lămâița le-am folosit așa când făceam cât un cocktail, deci și având în vedere că eu nu beau zilnic sau, deci vă dați seama, nu știu, cred că de 4 ore am folosit de când le am și da, nu se merită să, acum le salvez sau nu, vedem. Uite cum o picătură a căzut, pam, da, nasol. Și o să le pun într-o sacoșă ca să le duc la țară. Nu știu ce să zic mama când o să le vadă. Sincer să fiu, că zilele astea în care m-am stat eu și m-am gândit, zis, băi, mie îmi plac plantele astea pe aici, ghivece, chestii așa, dar în același timp e și o grijă și stres în plus pentru ele. Acum stai și mă gândeam dacă să duc și avocado. E nu știu. E nu știu ce să zic de el. Da, cred că avocado îl țin aici. Nu, decât pe alea trei le duc, că sunt
zici că de care îmi pasă, că sunt comestibile plantele respective. Restul sunt frumoase. De fiecare dată când mă duc pe undeva și văd, mamă, zic, aș vrea și de la și de la și de la și n-am unde să le pun și cred că trei ar fi fost suficiente, iar eu am tot luat și am tot luat. Și acum sunt, ce mă, frate, atâta, ce fac cu ele? Ieri a zis-o Dragoș, băi, aș mânca ceva dulce și zic, dacă tot nu e la casă, zic, luăm ceva care să fie de-astea cu brânză, lapte, chestii care nu iau în mod normal. Și era o plăcintă portocalopita, ceva, nu știu, de la Alfa, care de fiecare dată când o vedeam, zicea, mamă, aș mânca și eu de-asta. Și a luat ieri. Adică cum face el. Mă rog, nu e halul ăsta de nasoală, dar e o chestie dulce, fără gust, zici că mănânci zahăr. Și mai am jumate în bucătărie. Și pe lângă aia, Dragoș, am mai luat una de lapte, tot. Și aia, la fel, o chestie, zici, gust de zahăr, altceva nu. Foarte dezamăgitor. Și partea tristă că m-am tot fusat, am mâncat și un pic dimineață, că n-am, cumva mă ofticam, băi, sunt și scumpe, 40 ceva de lei eu, da. Dar acum trebuie să mă să le arunc. Bine, aștept să văd cum vine Dragoș să-l întreb, băi, mănânci? După aia, dacă e să le arunc ca să nu fie aici când vine el acasă, eu știu, gen, să poftească. Chiar dacă îi zic eu, mami, băi, chiar nu sunt bune, na, ea tot poate să poftească și... Acum am o dilemă foarte mare. Merg în papuci normali, având în vedere că merg la țară, sau să-mi iau papucii mei cu fițoși. Mi-am cumpărat papuci fițoși. Că ăia pe care îi aveam înainte s-au rupt după vreo... Anul trecut s-au rupt și am cumpărat când eram însărcinată. Deci, după 6 ani s-au rupt? Ceva de genul. I-am cumpărat din Neptun. Neptun sau Venus, nu mai știu. Eram la mare și mi-am luat papuci cu platformă. Doia de la Ipanema. Eu sigur vă pun eu și poze pe aici. Și dintre toate încălțările pe care le-am avut eu de-a lungul timpului, ăia au fost singurii la care am gen salivat de fiecare dată când vedeam la alții la alea, dar avea un preț de care nu puteam să zic, băi, nene, eu dau atâta pe pereche de papuci. Și păștii, acum că mi-am luat, sunt 200 de lei. Și atunci am dat mai mult pe ăia, deși știi, erau la reducere ceva, dar știu că am dat pe ăia vreo 240 de lei ceva acum 6 ani. Deci a fost pentru mine, mai ales că n-aș știți eu chestii ieftine alea, adică chiar a fost greu. Deci zic, vreo 2 ani cel puțin, băi, îi vreau, îi vreau. Dar a ținut ceva și sunt papuci de ocazie și a trebuit să-mi recumpăr. Bine, am luat alt model, acum mă oftic că mi-am luat unii albaștri cu ceva până ei. Și ar fi trebuit să iau negru. N-am găsit, nu găseam, n-am găsit mărimi. De unde i-am luat de pe pantofi? Cred că da. Și nu erau, mi-am luat 35,5. Că avea de la 37 în sus. Știu că ăilalți pe care i-am avut erau tot undeva ceva cu 35. Nu știu dacă 35 sau 35,5. Și ăștia sunt ok. Dar, da, n-avea 36, cât foarte în mod normal. Și de asta acum sunt, băi, mi-au dus cea cu talpă joasă, că tot mă duc la țară, sau din cauza că sunt în rochie, chestia așa, să-mi iau și eu pe aia cu platformă, să fiu mai înaltă. Da, mă duc să pregătesc boschetii, cred că, nu știu, vreo 10 minute ajunge și Dragoș. Ăștia sunt papucii mei fițoși. Da? Pam, pam. Deci, ce ziceți? Vedeți, sunt cam fix la călcâi acolo, dar da,
Deci, papuci mi-e fițăș. Și eu rog e chestii. Și rochia asta este cea mai largă rochia mea, adică vreau să, adică, dar, na, rochie. Ia să vedem. Asta a crescut o crăcuță de asta, văd că, mă rog, mai dat una, dar, nu știu, ea. Momentan nu se vede nimic pe aici. Dar mai mult duc la țară, gata. Și nu mai cumpăr niciun boschet. Niciun boschet nu mai cumpăr. Deci, celelalte chestii. Mă rog, busuiocul e acceptabil. Nu zic, dar aici, asta este menta. Și asta e lămâiță. Și cred că, nu știu, la țară o să fie mai ok. Cred. Sacoș. A, da, astea sunt plăcintele, cum ziceam. Asta, vedeți ce bine arată? E ca o baclava fără gust. Și asta, milk pie. Ne. Sper să capăt toate trei ghivecele. Mi-a cumpărat și asta, dragoșeri. Violet intens. Dar nu știu exact când mă voi vopsi. Dar aștept să se mai ducă, să se mai deschidă, să iasă blondul gen, ca să iasă mai violet. Și nu încape și asta aici. Va trebui să iau o altă sacoșă. De, asta este, ce să facem. Dar ce miroase a mentă. Am făcut gogoșele. Miroase. Am venit ca la Mondino. Am mâncat și eu o gogoșică. Ai mâncat și tu o gogoșică? Stai, trebuie să-mi iau papucei. Ia-ți papucei. Numai de voi vorbeam. Da, știe că trebuie să vină acasă. Păi știe, zice regulamentul. Zice să respectăm. Zice să respectăm regulamentul. Ai pentiță nouă? Zice, zice, trebuie să respectăm. Lasă-le mă jos. Pune-le, scoate-le de n-are, văd ce vrei. Avem, am găsit în garaj acolo, dacă n-am găsit la sacoșe de-astea de plin. Doar că nu sunt gata chiar toate gogoșelele. Primele, prima gogoșică pe care am gustat-o era... Adică nu știu. S-a dus în casă cu taică-su și eu m-am dus cu tata în grădină și mi-am luat toate prunele, simoanele, preferatele mele. Decât, mă rog, mai erau câteva care s-au uscat. Dar face puține. M-a sunat la 8 astăzi. M-a trezit de la 5. Și eu la 6. Vezi că am tăiat cireș? Am văzut. Armată cu vișinu și eu la galbena, mă. Am văzut. Restul speră că s-a bolnovise de tot, era plin. Nașpa. Avem aici șerii roșii. Avem șerii roșii? Nu le vezi încolo, 3-4 parte. Asta e fasole? Ce? Cartofi de la galben. Că de asta arăta cartofi, dar... Pe aia mă, tandoul și a ieșit pe os. Așa. Aici sunt roșuarele, dar vezi tu, le vezi galbene așa? Da. E, a intrat și aia viermea sârmă în ele și mi le-au scapat. Așa. Da. Astea sunt mai bunicele. Uite, da, și mie câteva, că să fac, fac, o să fac astea bruschete, ia, o să vină mami, salate. Băi, da. E păcat, de ce se cumpăr dacă am ceva? Da, da. Aștept să facă smochinele. Să-ți arăt cozanul de alea de 3,50 lei sămânță. Uite-te în stânga. În stânga mea?
Care? Astea sunt? 3,50. Ce sunt? Să zici că sunt roșii șerii? Publicoare Pozano sunt italieni. Asta, zici că sunt roșii șerii. Ia uite ce am făcut, uite. Sunt frumoase, da? Astea face cât 100 de astea, n-am văzut așa ceva. Păi, de ce? Uite, dar nu merg toate. Uite și asta, iar e o rasă frumoasă, care e numai așa... Mm-hmm, dar e pe ciorchini, da. Așa. Sunt interesant. Oh! Mamă, ăsta săracul cade. Vezi? Și te-am pus braț, ca să nu mai zici că n-ai braț la măta mea. Aolo, așa că dă. Vezi? Da, arată bine. O să ai la braț, vezi? Da. O să scot roșiile alea, că uite-le s-au... Păi da, dacă s-au făcut, ce se mai... Restele alea pot să le facem gogonele, care sunt gogonele, facem murături și gata. Legumul și pun altele în locul lor. Uite ce am așa, uite asta, e altă rasă. Este de la spaniole care, da, de doamne, că am băgat de toate. Asta așa știi care, zic, încerci și vezi care îți place mai tare. Așa, sunt foarte bun, dar să vezi că sunt mai dulci alea mâncate. Amărâtele alea, astea sunt acrișoare și alea sunt dulci, față de ele. Bun. Am pus și pe ăla, cum îl cheamă pe aici, ai văzut leu ăștia? Am pus în semințe, pus de mine, scos, băgat. Ai pus ceva. Îți place? Stai că încerc să ajung acolo. Deci am fost inspirată că am plecat de acasă cu azi papuci. Sunt mai mici astea. Am făcut și adăpost la castraghet. Astea sunt chiar dulci. Mie îmi plac celelalte, alea mai acrișoare un pic. A zis mama că le-ați băgat la congelator. Ca finele. Uite asta îmi plac mie, care au un pic de acrișor de ăla la final. Că e strigul tata astea pe aici. Avem și perseci. Ce? Am bătut salinie. Aha, mai avem? Mai vezi vreunul pe aici? Parcă e acolo. Nu văd nimic eu. Nu-l vezi? Vreun... Asta ce soi de castraveți sunt? Semilungi. Asta că sunt dovreșii? Asta mai... Și nu mai... Uite, castraveți. Mai îmbolnăveți și ei. Uh-huh. Avem bame puse, dar nu s-a făcut. Am păcat. Niște bame. Ai mâncat alea? Da, am mâncat. Mie îmi plac alea mai acrișoare. Acrișoare sunt alea mari. Da. Ia să vedem dacă se văd cu prețirea. Nu. No. Doi pui de cap. Nu. No. Nu vrei să le vezi? Nu. No. Aia mică pe mereu venea. Plec la București și nu mai le văd. Da? Nu, porumb n-ai, nu? Dar nu le vezi. Făcut. Porumb, uite acolo, dar nu e. Păi îl văd, de asta spun, nu e de fiert, nu? Uite, a căzut prunele. Nu știu, cred că sunt înăuntru. Uite, bamele sunt dincolo. Alea. Ah, da. E spre mici momentan. Da, nu sunt făcut. Bravo. La ce? Viața, patru. E curată. Are triguri de alea. Arată foarte bine, să știi. Foarte bine. Ia și vine-te. Să strică? S-au plăcit în drene, tu nu le vezi. S-au stricat asta, dacă... Pune-le la compost. Nu, uite aici. Păi nu aici e compostul? Compost ai zis? Da. Am înțeles cum. Vine tele, ce drăguțe sunt. Uite roșii, dacă nu sunt moi, sunt bune. Le vezi? O grămadă. Da. N-a păcat de ele, că dacă le-a mâncat rădăcinile, n-a putut să le mai... Așa, uite de cum îi cheamă aici. Rodi? Da.
A, vezi că eu acum am adus busuiocul, menta și cu lămâița, că se usucă, pur și simplu, de la, nu știu, căldură, ce e, soare, acasă, nu mai vrea să se poarte cum trebuie. Iubito! Avem niște căprioare, vrei să le vezi? Nu, nu sunt mami acolo. Uite, pătrunjul, pundă-mă două pachete. Da. Ca doamne, o să iei la pătrunjul. Cartofii sunt acolo? Da. Mâncați-a fine, băi! Chiar așa mâncăm un strugure, păcat că mai durează. Mama, aici e un singur vrej? Așa arată, zici un singur vrej. La cartof aici zici că e un singur vrej. Adică? Așa pare, că începe de acolo și vine până aici. Se înșeapă. Și cu ăsta 8. Și cu ălalt din așa 9. Gata. Hai, să vezi, cartofi, să vezi cartofi ce face aici, nene, o remorc. Da, și fasolea, eu iau pe aia. Am văzut-o și pe aia, da. De toate neamurile le-am pus. Trebuie culeasă. Dacă tot pierdem timpul pe aici, pe trebuie, eu dat am voie să mănânc. Da. Trebuie culeasă. Am auzit că te-ai diabetat. Da. Trece. Eu sunt de părere că doar puțin pacienți care au diabet trebuie să ia medicamente și restul poate să rezolve din alimentație. Iau și medicamente. Acum prima săptămână, ia uite un fir. Prima săptămână, iau numai seara câte una. Pe urmă iau și dimineața, după ce se obișnuiește organismul. Aha. Da? Da, trebuie să... Uite cum arată strugurile la bolță. Uite-te și frumuseți. Fii atent. Trebuie să elimini orice combinație care conține grăsime și zahăr. Fără prăjeală, fără... Că asta e ce întreține. Și nici fructe. Am dietă echilibrată. Da, medici, eu sunt de părere că medici ăștia, adică am văzut eu așa când a fost Ana și a avut în sarcină, știi? Bună! Mi s-a părut, nu știu, cumva, eu dacă îi urmăresc pe medici ăștia care sunt vegani și am văzut la ei tot felul de cazuri din astea în care i-a scos de pe medicație cu alimentație din asta vegană, știi? Și adică erau pe insulină, pe alea, știi? Și după ce au urmat tratament de la, adică tratament, dieta de asta, știi? A fost ok. Așa, cumva, în momentul când am văzut ce regim dau medicii ăștia, parcă mi se pare că nu e ce trebuie, știi? Trebuie, sigur, mie cu asta. Dacă schimbi stilul de viață, fără medicamente, dacă schimbi stilul de viață, deja e un lucru extraordinar de bun. Da. Știi ce am văzut o chestie? Ci că dacă ești un om, mă rog, care ești bolnav și... mă rog, ideea principală era că dacă faci exerciții, sport, așa, trăiești mai mult. Adică dacă ești un om de ăsta sănătos, bă, dacă te știi? Duce picioarele, trăiești mult. Nu te mai duce picioarele, nu mai trăiești, gata. Aia, bunica mai trăit 10 ani după ce am azi o picioară. Da, deci a zis așa că dacă ești un om de ăsta care ai boli, da, și ești, iei pastile și chestii, dar și dacă faci sport, faci exerciții, faci efort fizic și așa, ai zis că trăiești mai mult decât unul care nu e bolnav, dar nu face exerciții. Adică că a zis că bolnav, dar exercițiul, efortul fizic ăla te ține. Ai văzut trandafirii care am după ce? Am văzut că e chelit. I-am lăsat, îi fac pom. Îi faci pom?
Aici mi-a făcut bine, a făcut un bine, amică. A luat cu asta, a făcut gaură aici, a făcut în mormântări, da, la aici. Da, să-mi iau astea, să le spăl, să le mănânc. Da, tactule? Ce? Deci astea, vezi că nu mai arată cum trebuie și am zis că, eu știu, poate le pui undeva în pământ. Astea cred că... Să le pun în pământ direct? Sau, eu știu, nu știu. Să le și le scotem la toamnă? Păi nu de la loc? Dar nu e ca pătrunjelul unde îl pui crește iar? Sau dale? Nu știu. Ei, atunci înghiveci, na. Dar uite, aici e altceva. Asta trebuie să se usuce busuiul. Trebuie să se usuce și îl freci și asta e cu altul. Nu mai e rezist. Da, mama, m-am adus și astea, menta și lămâița. Poți să le ții pentru cei dacă se usucă. Da? Ups. Copiii aia mici. Yeah. A, uite ce face mama aici, frate. Scuză-mă, dar știi că tata n-are voie de astea, nu? Păi pentru cine face atâtea pentru chestii? Pentru vecini. E, pentru vecini. Dacă zic, eu împărt la toți vecini. A, de capul meu. S-a aproape făcut ora 1, deci mâncăm și noi ceva. Mă și mie! Niște pește. Ce somn e ăsta? Somn african. Somn african. Tata e! Prins de tine? Poți să iau sifonul, feu sifon. Dar poți. Dacă vrei să bei sifon, da. Poți să bei pe tot, că ți-aduc eu un congar. Adică pe toată, doar să gust și eu. Hai să dăm, mă rog, bea așa. Păi e ca apa minerală, fată. Hai, mă rog. Mă rog. Hai, bei pe mine. Ca apa minerală. Uite, tăte, eu. Mama m-a dus un uptec. Mama, vezi, noi cu apa minerală. Da, ok, bine. Hai că-i multă. Aia e apa mea. Ia uite, vei aici gogoșele, iese măta la drum și îmi dă la vecin. A, da, asta că e duminică și așa faci? Ieși pe ele la poartă? Da. Și yes. Care trece să-și ia? De unde le vinde, cu un leu bucat? Sunt prea mici pentru un leu, 50 de bani. Alea sunt spălate, călcate și pun de aia cu alea murdare, da? Ok. Acum am văzut și eu astea. Cum coat-o, că s-au aproape coptale. Și lămâiul, care a mai făcut frunzulițe. Mă, uite ce nene. Ce mișto e asta. Sunt mișto, mișto. Florile astea. Bun. Gata. Am venit cu puțin bagaj de la țară. Adică castraveții aia de aia culestată, roșii, ardei, dovlecei, fasole, gogoși, mere și prune. E la pădrum, zicea, mami, dar ajung acasă, pot să mă uit și eu la Luna. Și cum a venit, gata, asta a vrut Luna. Mami, ce? Poți să iau o mâncă găbășcă? Mami, nu acum. Da? Mai târziu. Că ai mâncat acum o oră, înainte să plecăm, da? Da. Ok. Vreau să mă iau de ceva chestii, mă rog, nu multe. Dar am nevoie să iau ceva și ieri ziceam că mă uită o comandă la Sezamo, dar am văzut că n-are ceva și nu mai m-am uitat. Și acum vreau să mă uit. În primul rând, vreau să văd dacă are porumb pentru fiert. Dar o să mă uit la Bringo, să văd la Carrefour dacă au sau nu. Interesant. Bă, au aici o chestie, sacoșa se alvează, mă, fructe și legume.
Și costă, poți să cumperi una, așa, și este 16 lei. Și la descriere, scrie, la nivel global, o treime din alimente nu ajung să fie consumate și se sfârșesc aruncate la gunoi. Cele mai multe dintre acestea sunt fructe și legume. Alături de tine vrem să combatem risipa alimentară. Ai ocazia să salvezi fructe și legume, asta vine la pachet cu un preț accesibil și cu promisiunea că împreună, cu pași mici, contribuim la protejarea mediului și devenim un exemplu pentru generațiile viitoare. Cântărește minim 3 kg și este pentru prima dată când o văd în stoc. Dar n-are rost să o cumpăr pentru că na, eu acum am fructe și legume. Dar în același timp sunt tentată de așa de curiozitate că până la urmă pot să le congelez din ele ca să nu fac risipă. Mă rog, să trecem mai departe. Deci nu ca aia de cocos drinkenit, care văd care și acum 17,50. A fost foarte, foarte mișto. Legume proaspete, ia să vedem aici. Sparanghel, ochi, dovlecei. Doamne, de ce fac așa? P-O-R-U-M-B, go! Porumb timpuriu, pachet de 6 știuleți. Ia, cât e? 6 știuleți, 23 de lei. 6x3, 18, mă rog, e aproape 4 lei bucata, că ar fi 24, 6x4, 24, da, 6 știuleți, deci are, trebuie să mă uit și la Bringo, ca să văd dacă are, dacă nu, aici, asta e, dau și eu o comandă mică. Am găsit și la Bringo, și la Bringo era 3 lei, așa că am luat acolo. Am dat comandă, am luat porumb, am luat frappe, am luat niște prosecco gin, chestia pe rol de alea, că nu mai am. Așa, bine, acum trebuie să știți că nu m-am ocupat numai eu de chestiile alea, da? Deci, nu, am avut ajutor. Și mi-am luat niște lactate, niște sana kefir de-astea, iaurt. De. Mi-e somn. Mi-e se închid ochii. Deci foarte probabil să dorm puțin. Deci mă gândesc că să mă duc la bucătărie, să mă ocup de legume, de fructe și să mă gândesc ce fac de mâncare, că acum, na, am mâncat, deci e 3 ceasul, la prânz, să zicem, am mâncat la țară și trebuie să fac ceva pentru cină. Sincer să fiu, aș face niște paste. Să vedem dacă vrea și el. A venit foarte repede comanda. Deci apoi 3 jumate, o oră venit. Pusesem data trecută în coș la Bringo niște conserve și le-am lăsat. Asta cu Mexico Mix și doar porumb. 4 și 4. Porumbul l-am pus la fier deja. 6. 6 am luat. Și aici sunt restul cumpărăturilor. Ne-am luat Nescafe, frappe, frappe choco. O să-mi fac. O să-mi fac 2. De obicei îmi fac Nescafe de la Strong. Și ăsta e la simplu. Îmi fac unul de la și unul de la. Mi-am luat 15 și 5. Să fie. După care am luat niște polonezi, cărnați polonezi Meda. 5 bucăți? 5 bucăți. Am luat ouătele mea din lapte de vacă napolat, o casoletă de andive, sana 3 bucăți, iaurt de băut 3 bucăți, kefir 3 bucăți și aici mai sunt niște cărnați, semi-afumați Meda, și cabanos Meda. Deci ce am luat? 2, 4... A, în poză păreau mai groși.
Și am luat dacă 5 și aici sunt 10. Da. Ăștia o să-i toc mici. O să las câțiva pentru paste. Și restul îi fac mici, mici, mici și pun un pungut în congelator. Mi-am oprit aici și niște legume pentru paste. Sau nu știu sigur. Sincer să fiu, mă gândeam să fac un ghiveci și cu fasolea asta și dovlecel, ardeiul și astea, că ar merge un ghiveciuț. Dar în același timp, dacă elimin fasole, pot să fac sos pentru paste din astea. Deci, dificultăți. Dar ce trebuie să fac este să folosesc aceste chestii. Pentru că, am zis eu, Dragoș m-a cumpărat o groază și astea în două zile expiră. Așa că ziceam că de asta pasta o să le folosesc la paste. Cred că da, cred că o să le folosesc paste și cu dovlecelul, că oricum mai am în frigider. Da, și cărnați las așa câțiva în frigider pentru, eu știu, hai, ghiveci mâine. Cu rest, cu fasole și cu ce mai aveam pe acolo. De. Și acum să-mi fac un frate. Ah, mai era ceva. Mai era ceva, da. Deci mi-am luat un Wembley, un Aperol și un Cinzano vino spumante dry. A fost la set ăsta. Adică astea două așa au fost într-o cutie frumos, a fost 100 de lei. Aperolul și gol. Am și un de-asta. Să-mi fac ăla. Bună dimineața! Este marți astăzi și nici nu prea ești dimineața, este 11 ceasă. Și acum fac încă dejun, mai aștept un pic ca să fie gata și am zis să vorbesc un pic cu voi, că iar n-am vorbit deloc, nici duminică pe seara n-am vorbit deloc, cred. Da. Ieri n-am fost ușor preocupată, am tot căutat, până la urmă am aflat că a intrat la școală, am văzut listele și e, deci am scăpat una bucată grijă. După care am făcut ceva pe la calculator. Și apoi am ieșit afară, de afară ne-am dus la prietena ei acasă și uite, cam asta ne-a fost ziua. Și acum trebuia neapărat să fac baie, că eram cu spuma aia în cap și am zis că fac aseară. Aseară ne-am întors pe la 10 și ceva acasă, ce să mai fac? Și acum a trebuit. Da. Și acum ea, de când s-a trezit, desenează, colorează sirene, de fapt, nu desenează. Dar eu am zis că, băi, că trebuie să mă apuc de treabă, că eu săptămâna trecută, cât a lipsit ea, n-am făcut nimic, da? Deci, așa că trebuie să fac. Nu? Da. Da. Dar mai întâi să mâncăm. Da. Cum am zis, 11 și acum luăm și noi micul dejun. Și am făcut... aveam doi polonezi, am pus la fiert și am făcut acelea garnituri, gen cu... O salată cu crenguști, castravecioli cu sos și niște fructe. Da, asta am făcut. Am tăiat o andivă, am pus puțină sare, o linguriță de maioneză și două de muștar și le-am amestecat. Că m-am gândit că merge muștarul cu crenguști. Și am niște feliuțe de castraveți pe care am pus niște sos de la de oțet balsamic. Și mai am și niște piersici, că mai aveau un pic să decedeze. Și le-am tăiat să le mâncăm și pare. Și ăsta o să fie mic dejun prânz, gen. Că mai mâncăm diser. Da? Bem un ceai, facem... Mai mâncăm un fruct dacă e și după aia mâncare pe seară. Că am făcut ieri ghiveci, că aveam legumele alea scoase și am făcut cu cârnați. Dar de mâncat n-am mâncat, că l-am făcut și când l-am terminat am ieșit afară. Și
Aia a fost. Și eu am făcut baie la cap. Deci de asta se întâmplă un prosop aici. Mai îl dau jos după ce termin de mâncat. Da. Și ea confirmă. Da. Mă filmezi? Te filmez, da. Af. Da, a vrut să-și pună castraveți la ochi, așa, ca mască, să stea să se relaxeze. Dar și pentru încă un lucru, să mascheze venele din jurul ochilor. Cearcănele, da. Da, cearcănele. Da. De asta. Cât timp crezi că ar trebui să stau cu astea pe ochi? Măcar 10 minute. 10 minute? Da. Eu zic de 5. A, am spus măcar 10, dacă tot vrei să stai să-și facă efectul, ține acolo. 10 e mult sau puțin? E cât trebuie. O să vezi, te anunț eu când... Bine. Ar trebui să nu mai mi-am făcut, nu mai mi-am pus și o mască de ceva timp. Dar bine, acum din cauza că este cald, așa, și transpir jumătate zi, nu vine să-mi pun nimic, niciun fel de cremă, de-abia îmi pun SPF-ul. Mai pun seara așa, mai dau și eu cu cremă de ochi în față, dar mai mult evit să pun. Da. Deci, ce face copilul? Și acum s-a ocupat de rapunzel. Eu n-am închis bine și a venit o comandă. Da? Vedeți? Husă pentru masa de călcat. Asta îmi trebuia neapărat. Și am mai luat-o de asta. Aici. Vedeți? Și asta cleaning fast and easy. Și asta trebuia neapărat. Da. Deci am unul pe care îl folosesc în toată casa, dar am zis să-l las pe ăla, să-l folosesc doar în băi și pe ăstălalt să-l folosesc în rest case. Deci eu aici aveam tot așa o chestie de față de asta, o husă, care s-a stricat elasticul și am încercat să îi pun altul, dar nu s-a mai așezat deloc cum trebuie. Și o aveam pe asta, pe care nu deschisesem, cumpărasem tot așa, care este o, nu știu cum să-i spun, tâmpeniuță, așa, o chestie, o, că n-ai cum să o prinzi, nu are nimic, gen, aș fi putut, mă gândeam să-i fac așa, zic să îi pun elastic aici și după aia aici și să vin așa pe dedesubt. Dar acum o dăm la o parte. O păstrez, că, na, cine știe, dacă mai rămân fără, merge folosită și chestia asta. Dar fimea... Nu mai vreau să mi se mascheze. Nu mai vrea să se mascheze, dar nu voiam să zic ce bei. Îi plac băuturile astea aperitivo, da, de la Lidl. În ideea în care fimea nu bea sucuri, da? Adică de alea de primește la școală, la nu bea. Sau în alte cazuri, dacă îi deschid o cutie de aia, îi ia câteva zile să o bea. Da, e mică. Da. Am nevoie de 2 metri. Deci asta are o chestie din asta de care să tragi, să se strângă în jur aici și să stea cum trebuie. Așa. Uiști, uiști, uiști. Da. Mă rog, iar am nevoie de 2 mâini, dar
Voiam să vedeți cum e. Cred că e suficient, că astea or să mai îndrepte la călcat. Dar acum arată și ea mai bine. Și am tras, mă dor degetele. Da. O să trebuiască să micșorez, să-l pună la undeva. Dar, da, e... Momentan nu cred că am nimic de călcat. Dar, good. El a zis că poate să fie ăsta verde al ei când crește mare. Da. Am reușit să-l asamblez cu greuță așa și am pus și soluție, scuipă diferit față de celălalt. Acum dar merge. Pot să încerc și eu? Poți să încerci și tu. Uite, vezi? Da, da, știu, știu acum, știu. Nu mai da. Care soluție? Freacă? Că dacă apeși așa încet, de cât dai pe el? Așa, dragă, perfect. Ai obosit? Nu. Hai să dăm prin toată casa. Da, mami, dar asta nu acum, asta doar așa, mai întâi trebuie să facem curățenie și după aia dăm. La ultima treabă, după ce dă cu aspiratorul, după aia venim și dăm și cu asta. Da? Da. Bine, i-am făcut da. Proba, merge, gata, asta voiam să da, vedem. Dar oricum poți da? Să-i dau odată? Nu, ia să vedem cum trebuie să-l ții ca să scuipe cum trebuie. Tot scuipă și pe el. Dar e ok, hai. Uite, vezi? Mami face așa. Vezi? Să mișcă în toate direcțiile. Pam, pam. Bine, bine, mă lași, mă lași, mă lași. Nu, e gata. Faci când terminăm cu treaba, nu acum. Acum îl punem frumos aici. Încercăm să nu dăm peste el. Da? Da. S-a făcut aproape 7:30. Și... n-am făcut chiar atâtea lucruri pe cât aș fi vrut să fac în ziua de astăzi. Am făcut mai mult în bucătărie decât în dormitor. Când am ajuns în dormitor, în loc să fac treabă, m-am pus în canapea și m-am dat drumul la un joc de Remi și am jucat vreo 2 ore. Da. S-a făcut 7. El a spus că e foame. Acum m-a trimis să-și prindă porc sau să-și pună o bentiță sau ceva. Să vină să mănânci. Ăsta e ghiveciu pe care l-am făcut ieri. Și i-am spus că, băi, mănânci. Avem ghiveci de legume. Și era așa. Ghiveci? Vrei să mănânc un ghiveci? Și acum aștept. Să vedem. Dacă vine azi, că s-aude semnele în continuare și cine știe. Acesta este un ghiveci de legume cu cârnați. Da. Lui mami că un ghiveci e făcut din plastic. Mami, așa se numește mâncarea asta, da? Dar de ce se numește cu acest cuvânt? Ghiveci? De unde vrei să știu, mămică? Așa, cine a pregătit prima dată mâncarea asta i-a dat numele de ghiveci. Ghiveci? Da. Nota nici
prea mare, 6. Mamă, e o notă cam mică. Hai, bagă și o legumă și un cârnat. Așa. Cu plăcere. Vezi că bagi părul în mâncare. Frige? Și legume. Hai, o fasolică. Sau un dovlecel. Așa, acum că ai locul tu toate, cum e? Hai că nu e de nota 10. Ba da. Nu e. E un 7 jumate. Nici de 6, adică nu. Nu e nici de 10. De 10 ar fi fost dacă îi puneam vinete și bame. Da, dar acum că am gustat din toate, mi se pare un 10. Bine. Și așa sunt gusturile mele, toți au gusturi diferite. Ai dreptate, pot să mănânci acolo, da. O făceam când eram la țară, ghiveci de legume era, mă aduceam în grădină, adunam repede una alta și făceam repede un ghiveci. Adică fierbeam într-o oală toate legumele și într-o crăticioară separat făceam prăjeală ceapă cu bulion, după aia puneam legumele peste, sare pătrunjel și asta era mâncarea. Da, și era printre preferatele mele, adică... Da. Și mai îmi plăcea să fac tot în vremurile alea și când spun vremurile alea, adică astea e undeva în perioada 12-15 ani? Ceva de genul. Da. Și îmi plăcea să fac ardei umplut de post. Nu prea îmi place ardei umplut de carne, dar ăla cu orez e... adică chiar îmi place. Dar acum... mi se pare mai ușor să fac... Ghiveci? Nu, să-l fac... orez cu. Adică să nu mai stau să umplu ardei cu compoziția aia, tai ardei cu umbulețe, îi adaug în orez și îl pun la gătit, mă rog, cu ceapă, bulioane și alte alea ce aș fi pus în mod normal în compoziție. Dar na, nu mai stau să îi umplu, să văd, să aibă tot timpul suficient lichid, să stea în picioare, să... Da. Dar astea, da, erau mâncărurile la care... mă duceam cel mai repede să le fac. Oare ce mai făceam? Bame prăjite. Îmi plăceau. Cu usturoi. Da. Ciorbe. Tot de legume. Că nu umblam cu carne pe vreme. Adică nu că nu umblam cu carne, dar trebuia să tai găini și alte alea. Și cum ziceam, n-aveam nici buletin pe vremea. Nu că aș tăia acum vreo găină sau ceva, deci nu.
Dar... Ce tot supui? Suntem la oraș, nu la sat. Da, mami, nu. Gândesc de pe vremea când eram eu copil, știi? Și eram la țară, la mamaia, la tataia acolo. Ei se duceau la câmp, la treabă și eu rămâneam acasă. Și făceam, eu știu ce trebuia, în curte, în grădină, în casă, până nu știu ce, plus mâncare. Na. Trebuie. Veneau oamenii acasă, de, la câmp, să găsească mâncare. Nu crezi că ai ținut pe destul camera aia în mână? Posibil. Mă gândeam. Mă gândeam acum, am amintiri. Da, na, trebuia să stea cineva cu bunica acasă. Deși acum stau să mă gândesc că am fost de multe ori la câmp cu ei. Era, da, cules de căpșun, la săpadă porumb, la cules de porumb, la vie și așa mai departe. Și atunci bunica rămâne singură. Dar până acum nu m-am gândit la asta. Nu mai vedea bunica în ultimii, nu știu, 10 ani de viață sau ceva. Dar care e bunica ta? A murit. Oh, atunci cum o cheamă? Mira. Mira. Mira, așa o chema, da. Ca la mireasă? Înseamnă că e un nume frumos. Nu, mă, Mira, ai văzut că ți-o dă mamaie cu mir în frunte? Oh. De acolo vine numele ei. De la mir. Mir. Dar da, tot pare că e ca la mireasă. E așa? Mir și mireasă se potrivește un pic. Acum, nu mai știu exact în ce an s-a dus, dar oricum avea 98 de ani când am luat, adică mai avea puțin și făcea sută. Îți dai seama? Mai avea puțin și fi făcut 100 de ani. Da, e un număr. Vorbești serios, 100? Aproape, 98. 98. Mm-hmm. Era mama lui bunicul tău. Și dacă te gândești că bunicul tău acum are vreo 86-87, eram uitat, de ani. Atunci bunicii tăi, dacă erau părinții bunicilor mei, adică aia cu mamaia Mioara sau cu mamaia Nuții? Cu mamaia Nuții. O, înțeleg. Că la mamaia Mioara nu mai e bunici. Da. Atunci dacă bunica ta era mama lui bunica mea, eu ce sunt pentru bunica ta? Stră-stră nepoată. Stră-stră? Da. Stră-stră-nepoată. Dar de ce începe cu stră? Că cu fiecare bucată de asta de persoană se mai adaugă între noi și o altă persoană, îi se pune un stră. Stră. Da? Da.
că dacă mie îmi era bunică, ție ți-e străbunică, dar având în vedere că na, oamenii în mod normal sar peste, sau nu știu exact care e faza, dar cum îi spun eu lui mamaie, mamaie, alții spun bunică. Deci, luându-ne după chestia asta, eu ar fi trebuit să fiu stră-nepoata ei. Deci, mami. Da. Ce vreau să întreb? O, da. Cât de mare e familia noastră? Foarte mare. Atâta? Mai mare. Atâta. Nu, mai mare. Nu știu să-ți spun cu exactitate. Atâta! Poate, poate, da. Mami, sunt membri în familia asta pe care nici eu nu-i cunosc. Cum ar fi? Păi dacă nu-i cunosc, cum pot să spun cum ar fi? Cum ar fi mama, mami, mama, mami, mama, mami, mama, mami, mama, mami, și în continuu tot așa. Nu. Nu? Nu. Uite, mama, lui mama mea, adică lui mamaia ta, a murit când eu aveam 2 ani. Da. O, ce puțini anișori aveai. Da, eram ca Vlăduț mic așa. N-am știut, nu mi-aduc aminte, nu... Și tatăl... Cum au putut părinții tăi să moară atât de repede, adică bunicii? S-a întâmplat. Și tata, lui mamaie, murit când eu aveam 12 ani. 12, mai bine? Da, am mai 30 ani. Dar tot era mai bine dacă mai aștepta. Da. Mai aștept. Mie mi se pare amuzant când zic mama, mami și mama, mami, mama, mami, mama, mama, mama. Da, mami, știu, mami. Parcă ai fi din melodia lui Andra cu puia și cu găz. Găz, găz, găz. Guz. Nu știu, guz, guz. 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 Așa spune multe ori, guz. Guz, cred că da. Nu știu. Mama lui mama și cu mama lui ceva de genul, nu știu, e în melodia aia pe acolo. Mai întâi zice mama. Stai, cum mama? E melodia? Cu... Da. Cum e melodia, mama? Am auzit și altă melodie, nu da, de care ai spus tu. Mai întâi spune un adult băiat, mama, mame și mama, mame, mama, mame, mama, mame. Deci melodia se numește mama. Dorul. Dor? Dorul. Dorul fuge și nu-l ajunge. Da, da, exact, așa e melodia, da. Da, ceva de gen. Acum pun melodia să vedem. Este vineri dimineață. E nouă. Și eu, ca de obicei, voiam clipul ăsta să-l fac repede, să-l programez, să fie printre joi. Ce? N-am făcut nimic. Am fost ocupată cu fiii, am făcut tot felul de tâmpenii. Adică de-astea. Am scos la imprimantă... Mă rog, ea vrea mai mult sirene. Așa. Și... le-am colorat. Adică, da? Deci, cam asta... Acum... ne-am trezit, nu știu,
la 6 și ceva, mă rog, el a stărit la 7. Sorry. Și plouă, tună, fulgeră, dar eu m-am trezit dimineața, adică de la zgomot, s-a trântit ușa, curent, alea, când am uitat așa un pic, era un pic de lumină, dar m-am încercat la întunecat așa, să vedea, cum să zic eu, că ar fi trebuit să fie mai luminos, dar erau mulți nori de aurâți. Și cum zburau frunzele, bă, ce eram, ce e asta, am adus închei repede geamurile ca să nu se mai trântească ceva, să nu se mai facă curent. Și după asta a trezit și el. Și tot aștept, bine că mă bate vântul și astea, dar mai devreme, adică până să mă aprind asta, am văzut ca fulger. Nu m-am uitat la ce zice meteo pentru ziua de astăzi, dar ca și plan, eu acum o să editez. O să mă să fac cafea, așa, și o să mă pun să editez, dar vreau să-mi fac și unghiile, pentru că voi vedeți pe acolo cât nu mai am uje. Da. Adică am fost și pe bibilit zilele astea și s-au făcut nașpa. Problema e că dacă nu le fac acuși, dau cu oje pe aici și le folosesc tot așa, o să mi se rupă, se exfoliază. Doamne, ce halcasc! Da, deci, cum ziceam, am deschis ăsta să vedem, să scot acum copilul sirenă, că vrea să pot o sirenă să coloreze. Și după aia să editez și eu clipul ăsta, că el avea, cum să spun eu, compoziție, dar nu avea partea asta de final și din cauza asta n-am editat. Deci nu că era greu de filmat, în care să zic, băi, nu știu ce, asta a fost clipul, mulțumesc, dar n-am făcut. Și acum, pentru că este vineri și pentru că vreau ca, nu știu, mâine poimine, să nu stau cu stres, că zic, au, trebuie să facă la, trebuie să facă la, trebuie să fac, să-l fac acum. Da. Doamne, aproape s-a dus de jumătate de lună. Deci astea suntem în 14. Da. Mamă, vine august, septembrie. Ce pe școală am. Da, emoții. Multe emoții. Dar da. Deci, asta urmează să fac acum. Editez și îmi fac unghiile. Și restul zilei n-am nicio idee. Pe lângă treaba, adică. Deci, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat și ne vedem data viitoare. Ciao!